Primăria Drobeta Turnu-Severin îi anunță pe participanții la trafic că, începând din această seară, timp de 2 săptămâni, se va opri vechiul sistem de semaforizare din intersecția Bulevardului Tudor Vladimirescu cu străzile Smârdan și Ice Brătianu pentru a se monta o nouă instalație de semaforizare. În zonă se vor dezinstala vechile echipamente și se vor tăia stâlpii deja existenți pentru instalarea semafoarelor inteligente. Acestea au ca scop atât fluidizarea traficului, cât și siguranța participanților. Pentru început, acest proiect a cuprins 12 intersecții de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu. Astă seară se va opri vechiul sistem de semaforizare la intersecțiile Bulevardului Tudor Vladimirescu cu Smârdan, Tudor Vladimirescu cu Ice Brătianu. Le recomandăm participanților la trafic să circule în conformitate cu indicatoarele rutiere amplasate în intersecție. Dacă data trecută am anunțat prima etapă, adică în zona Șincai, Tudor Vladimirescu și Gheorghe Anghel cu Tudor Vladimirescu, în total sunt 10 astfel de intersecții unde se va interveni, iar în următoarele 2 săptămâni vom încerca să ajutăm cât se poate de mult participanții la trafic să nu aibă de suferit. Prin acest proiect ne propunem fluidizare și eficientizarea transportului din Drobeta Turnu-Severin. Semafoarele nou instalate vor reduce timpii de călătorie prin intermediul unui sistem ce permite acordarea priorității pietonilor, dar și celor mai apropiate autoturisme față de intersecție. Alt proiect smart, pentru că și acesta este smart, a mai fost în Drobeta Turnu-Severin cu privire la iluminatul arhitectural, de asemenea de un real succes. Acest proiect, care îl anunțăm în continuare și astăzi, este vorba de o finanțare europeană de 12 milioane de lei și sperăm să aducem vești bune în continuare participanților la traficul din Drobeta Turnu-Severin și cetățenilor în același timp. Primarul Marius Creciu a atras de-a lungul timpului numeroase proiecte pe fonduri europene care au schimbat în totalitate fața orașului nostru. În contextul în care municipiul Drobeta Turnu-Severin este aglomerat, mașinile sunt din ce în ce mai multe, iar numărul acestora continuă să crească. Au fost găsite soluții atât pentru parcarea autovehiculelor, cât și pentru un trafic fluidizat și în siguranță pentru toți participanții.